Salutare tuturor, aici Pepper, la un nou clip. De fapt, cred că, da, primul clip de după cel cu revenirea, în care, da, mi-am cerut scuze că am stat atât de mult timp într-o pauză, o pauză enormă, dar am revenit cu un joc indie, Adventure, în care folosești doar mouse-ul și noi suntem fetița asta, o să o știu un feti... What? Oh, da, tare. Suntem cu fetița asta, da? Care pare destul de nebună. Cineva îmi trimite mesaje pe Steam, de ce n-am închis Steam-ul? Ok. Hai să vedem. Da, intrasem eu puțin în joc, să văd cum e, ce să încerc fraps-ul, pentru că am niște probleme cu el. Să văd cam cum stau cu frame-urile și ok. Dar dăm la new game, bineînțeles. Și las povestea. Tot e frumos. Mă simt ca în rai. Îmi văd părinții. Par fericiți. No. Am un cadou pentru mine. Mă întreb ce... Un cozonac? No. E o pisică. Un motan, de fapt, cred. Întunecat. Ca și cele mai întunecate nopți. E ce drăguțe. E domnul miezul nopții. Cel mai bun prieten al meu. Singurul meu prieten, de fapt, inimioară. E ce drăguțe. Suntem la cină. O văd pe mătușa Grace. Chiar îmi place de ea. Motanul doarme acolo. Dă niște cafea la motan. E vineri, părinții mei ies. Uite pe alăptică asta. Mătușa Grace chiar are grijă de mine. Ne distrăm atât de mult. Aia nu. Uite, a dat ghiemul. El în seara, mă joc cu domnul miezul nopții. Dar ceva... Oh. Oh, snap. Nu-mi place. Nu. O creatură ciudată e la fereastră. Nu-mi place. Mă sperie. Dintr-o dată aud ceva. Poate creatura? Cred. E mami. Țipă. Așa țipă maică ta. Wow. Vreau să știu ce se întâmplă. Ce e neregulă, de fapt. O lumină strălucește la ușa părinților. Ce? Stai, n-am reușit acolo. Mă apropii. Și mai aproape. Ok. Oooo. Tata a omorât-o pe mama. No. Oooo. Hei. Ce dracu. Oooo, da. Bun, se pare că Fran sau Fan, nu stai cum era, Fran, cred că Fran, da, și-a găsit părinții feliați. A, uite, am fugit cu domnul Minan, măcar nu l-am abandonat, nu? El, cel mai bun prieten al nostru. Ai o broscuță? Cred că e o broscuță pe ciuperca aia. Ia, m-am înfuriat, îți mănânc pe toți. Oh, oh, nu. Luați-vă mâna de pe mine. Cine sunt ăștia? Sunt vrăjitori. Au glugi de-alea. Fran, până număr la 3, tu o să te trezești. 1, 2. Ok, încă nu s-a trezit. Ce-ai făcut, doctore? Ce-ai făcut? Cum mă simt? Uite cum am trezit. Păi, în afară a faptului că am ochii cât cepele, cred că sunt ok. Vreau să mă duc acasă. Dar stai, casa era plină de sânge. You can go home, Fran. We have to get well. Am nevoie de pisicuța mea, unde e? Pisica ta lipsește.
Ar fi imposibil să iei înapoi. Cum dracu să fie imposibil? E soiul meu. Oh, really? Oh, really? Vezi biroul? E un pachet pentru mine. Ok, de la mătușa Grace. Ia să vedem. Mătușa Grace. Vreau să-l pleznesc pe ăsta. Nu pot? Nu pot. Să-l luăm. E o poșetă, nu? Oh, era poșeta măsii. O poșeta mamei ei. Mamei sale. Ok, avem o scrisorică. Use? No. Ah, examine. Aici e poșeta care îți plăcea atât de mult. Când mă gândesc la tine... Ok, deci mătușa Grace spune că... Fran e o fată foarte isteață, creativă și place să exploreze chestii și să le combine, să... Face parte din creativitate, nu? So I hope you always keep this purse. Da, fi sigură că o să poți cu mine. O să-l bag pe motanel acolo. Dar nu l-am deocamdată. She's worried about you. Mătușa Grace. I have another reason to let me go. Well, don't worry about her, she's fine. De unde știi tu? O cunoști? Poți să plec? Te rog, te rog. Ce dracu e în poza aia? Da, poți pleca. Dar înainte să o faci, it's time for a new medicine. No more medicine, nu mai vreau medicamente, doctore. Ți se pare că-s nebună? It's called Duotin, and it will make you feel very relaxed. Oh, mă, că-am speriat intrarea. Anything new today? Nu, nu e nimic nou. Fuck you, fuck you. Dă-mi o dată pastilele alea. Oh, ăștia vor să mă drogheze, cred. Nope. Gata. Ok, trebuie să mă culc acum, nu? I don't feel good. Nu mă simt bine. Plecă de acolo, plecă de acolo. Doctore, ce mi-ai dat? Ce pastile mi-ai dat, doctore? Cică, Soro nu m-a lăsat să ia astea niciodată. Păi, dar nu m-a lăsat, de-a tu mi l-ai dat, idiotule. De fapt, mă rog. Teme-te, Franbo. Dacă pleci din casa nebuniei, o să te urmăresc. O să te prind. Și o să te aduc înapoi la nebunie. Stai puțin. Tipul ăsta e violator. Pisicuța mea. Fran, wake up. Nu pot. Medicamentul o să te ajute. O să te aștept în pădure. Chapter 1. My sober day. Sober. Ce înseamnă sober în engleză? Nu mai știu. O să mă trezesc? Oh, da. E chiar drăguță, Fran. E o fetiță. Un place hidos. Rom, engleză. Un loc hidos. Ia. Clown. O să-ți iau nasul, o să-ți iau nasul. De ce mi-ai pune cruce? Adică... Nu sunt mort? What the fuck? Ba, asta speram și eu să nu-mi cadă în cap. Unde mai putem da click? Aici ce e? I could still walk around it and see what's on the other side. Ce-s astea? Oh, sunt desenele mele. Cu... Mr. Midnight. Oh. Ce asta? Dun, 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 dun. O căsuță de aia cântătoare. Snap. Ce asta? Un cârlig. Ok. Mamă, dar parcă sunt într-un sanatoriu, frate. Aici sunt la sanatoriu sau la spital, serios? Ok. Aici e fișa mea. Uite, Franbo Dagenhart. Numele meu. Am 10 ani. Ok. Și chiar am... Leșinată. Oricum. Acolo erau desenele mele. Ce avem noi aici? Și tipul ăsta are o cruce. Hei. Phil. Uite, deja știm cum îl cheamă.
Știi vreo ieșire? Many ways out. Ce vorbești? Totul e încuiat? Cred. Da, dar biroul e cheia. Ce vrei să zici, mă? Ce birou? A văzut doctorul scriind un cod secret. Un cod secret? To open the yellow door. Yellow door cred că e asta. He doesn't want me to tell you. A, deci nu vrea să-i spun. Who? Cine? Him. Him. Cine nu vrea? De cine vrea? Oh, Scooby-Doo! Toate ușile sunt închise. Ești prizonierul jocurilor mele. Pleacă de aici. Pleacă mă de aici. Pleacă de aici. Și nimeni nu o să te ajute să ieși. Da, nu trebuie să mă ajute nimeni. O să reușești singur. Singură, de fapt. Mama, tata, am nevoie de voi. Știi ce? Poate pus să ia ursulețul sau păpușe. Adică, cred că o să-mi țin așa o companie plăcută dacă nu mai l-am pe Mr. Midnight. Nu le pot lua. Nici cu ăsta nu pot face nimic. Hey, wooden Mr. Horse, are you having a good time? Secret box. Ok. Cred că ia stai. Te mișim. Desigur că e încuiată. Chiar și că e prea mică. Tipul azi că e un birou. Aoleo, ia e acolo. Aici ce e? Și asta e, și asta e încuiată. Asta e, poate se potrivește aici cheia. Da, ia să vedem. O agrafă. Ha, și ce are pe agrafa? Un craniu, nice. Asta, cred că era... Aici sunt eu cu pisicuța. Eu ce față are pisica. Mama, tata și mătușa. Eu ce față am eu. Parcă spune, fă dracu poză mai repede odată. Ok. Ce faci, babo? Te distrezi? Vorbim cu baba. Oh, Fran, you're awake, good. Yes, sau să întrebăm cât am dormit. Hai să întrebăm cât am dormit, chiar sunt curios. Cât am dormit? 3 zile! Wow! Păi mai bine spui că am hibernat, nu că am dormit. Ai din cauza pastilelor? Hei, doctor a spus că pastilele o să mă relaxeze, nu că o să mă facă să hibernez ca un urs. I did something. Cred că urma să-i zică de... am distrus draperia. Nothing, nothing. De fapt, nu, stai. Aia ce o să-i spunem oricum. Ok, am distrus draperiile. Din accident. I have to fix this, follow me. Fi sigură că o să vin eu după tine. Ok. Ce vrei, babo? Hook. Ah, cârligul ăla pe care l-am luat. N-am văzut nimic. You little girl. Cred vrea să mă înjure, dar ești little girl. Bun, deci... ce aici? Oh, uite, iepurașul ăla, putem să ne dăm pe el. Doar că nu mă las afară. Bine, probabil pentru că e noapte. Nu pot să mă uit pe aici, aici ce? Oh. Oare ăștia fac teste pe pacienți sau... pachet de țigări. Ah, ba nu, aici sunt bandaje, cred. Violent trauma can have a great impact on children, totally changing their normal lives. That brain looks like a turtle. Da. Ok. O altă fișă. Cred că ea... opa, aia cum zice. Dotin. Așa se numește, se numește pastile alea. 8H în circuit. Dar ce înseamnă? Mai avem cheia? Putem să deschidem asta? Ia.
Un pistol? Why would the nurse have this? Pe asta mă întreb și eu. Ce dracu face o babă cu pistolul ăla? Anyway. But it's locked. E încuiată. Stai, ăla e ceva de un cod. Un cod e aici, nu? H8. H8. Oh, ia să vedem ce mai avem. Avem chestia asta. Use band-aid with time packages. Patches to cure. Nah, n-am nevoie de alea. Agrafa. Cutia. H. 8H era în circuit, așa e? 8 era deasupra H-ului, deci A, B, C, D, E, F, G, H. A, în circuit, ok, 8 IU. IU cât era pe pagina aia? 9? Ok, D-ul 4 și E-ul 5. O, pilule, le-am găsit. Și ce fac cu ele? Ok. Stai să mai cântească o dată. Ce vreau să vă zic e că jocul ăsta are mai multe chaptere, chiar dacă cred că e încă demo. Eu o să joc probabil doar un chapter. Vreau așa să trec prin joc, să vi-l arăt și vor, cum o să aveți site-ul în descriere și vi-l puteți lua dacă vreți să-l jucați. Să mai întrebăm pe tipul ăsta. Da, la... hei, deci hai să nu hai să răspundem, l-am găsit, nu? Hai să luăm o pastilă. Ce dracu? Uite cât de bătrân e ăsta. Ce-a pățit copilul? Why are you looking at me like that? You terrify me. Păi da. Phil is playing with his uncle and uncle is mad. Mad! Hei, domnul cerb. Și că... Hei, ups. Nu, nu pot să spun capul la loc. To happiness. Ce happiness, bă, că e încuiată ușa, ești idiot? Ok. It was not me. Oh, un iepuraș. Da, fix că doarme. Ce dracu e la geam? Cine pizda, măs? Oh! Stai, aia e căpățâna mea? Nu prea suna bine. De fapt, nu... Unde, ce urâtă e aia? A dispărut poza cu clownul. It was not me. Who did it? Hop, hop. Stai. No, absolutely not. You can't tell her that. But she has to know. You can't keep me away from her. Grace. Ah, asta e mătușa noastră. Vreau să iau înapoi. You can't. Frame's mentally condition is not... Du-te, dracu, mă. Ce știi tu? Wow. O vulpe. Ce dracu se întâmplă în jocul ăsta? Care e destul de tare. Has no soul, I'm going home tonight. Ok, asta vreau și eu. Cine asta e, baba? Hello, Miss Nurse. Vă că te-ai dus dracu un pic. Excuse me, lady nurse, this may be very useful. Ce e asta? Păi poate să fie o seringă? Ce dracu o să fie, un vierme? Orice ar fi, urât și vreau să plec de aici. Ia. Ai o mână, nu? Ok, deci acum când ne uităm pe geamul ne arată altceva, pentru că am luat pastilele pastilelor. E, uite aici nu ne arată. Poate găsim altceva la ea? Nu, no, poate luăm mâna. Uite o vulpe. Da, sigur îmbrățișare vrea acum. Hey, Phil? Phil? Phil! Și că vorbește cu el. You can see. Dar pot să văd, dar nu prea îmi place ceea ce văd. Use
I need something else. Stai, putem să combinăm chestii. Oh, snap! Putem. Daddy was not there. Mommy would not care. Aolea. Toaletă? Nu, no, hai la toaletă. The king likes drawings. Regele îi plac desenele. Wow! Bebe. Oh, seamănă cu pisoiul nostru. Păi nu mai e, dar nu putem intra. Fuck you. Oh, și aici, și aici e baricada. Ce dracu. Stai, în camera asta, de acolo am venit, dar în camera asta n-am fost. Oh! Cam urât. Ok, din păcate, îmi pare și mie rău că trebuie să închid videoclipul aici. Am spus, fac doar un gameplay. Dacă vreți să luați jocul, să-l jucați pe tot, aveți site-ul în descriere. Știți cum se numește, Friend Bow. Bun, cam atât din acest episod. În caz că v-a plăcut, nu uitați să dați un like și probabil dați share pe la prieteni. Bun, eu am fost Pepper, ne reauzim, revedem în videoclipul următor. Bye bye!